Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. La un nou episod, al 12-lea episod din Far Cry Primal. Suntem aici la 33 de pași de următoarea misiune și chiar sunt curios să văd ce se întâmplă mai departe cu acest domn Urki. Nu știu exact cu ce se ocupă, însă probabil vom afla acum. A, este acela care... Același care a încercat să și zboare. A, are o... de asta înfiptă prin el. Ok, nu. A, e ok, n-are nicio problemă. Ce vrea asta? Vrea să-i facem piele de piatră, cum ar veni? Ok, nu știu dacă... chiar va reuși ce-și dorește el sau iar va fi... un plan ce va eșua, la fel ca și cel cu zburatul, care a fost un total eșec. Acesta poate o să-i reușească. Ok, haideți să mergem noi repede să vedem ce se întâmplă acolo unde ne-a spus el. La... ideea e că nu-i trebuie orice pietre, îi trebuie niște pietre mai speciale. Și el spune că acela e singurul loc unde le putem găsi. Așa că haideți să mergem să vedem exact despre ce este vorba. Ne-am urcat pe frumosul nostru tigru ca să ajungem și noi mai repede și... haideți să vedem exact despre ce este vorba. Bănuiesc că să fie un camp, va trebui să mă bat cu... exact ce am zis. Chemăm și noi Uliul să vedem exact despre... exact ce se întâmplă aici. Aș vrea să le dau tac cât ori mai mulți. La cât mai mulți. Mai e unul acolo. Nu vreau să scap pe niciunul. Deoarece... pe niciunul. Deoarece... nu știu dacă ei au alarme. Au alarme cumva? Nu, au niște crocodili din câte văd. Și cam atât. Ok, deci n-ar trebui să fie așa greu.
Pe el nu-l putem lua, pe el nu-l putem lua, atunci hai să omorâm și noi pe cineva cu uliu. Dacă tot îl avem. Ok, și acum îi știm pe toți de aici. Dacă îi dau capul lui ea, sunt șmecher. Ha. Ok, nu-i bine. Ok, așa deja se urcă aici la mine și eu nu înțeleg cum de nu nimeresc pe nimeni. Mamă, frate. Ăștia chiar încearcă să se urce pe acolo? Și eu nu înțeleg cum am ținta pe ăla, dar îl nimerez doar cam jumate din timp. Adică nu prea are logică, nu știu cum să vă zic. Mamă, frate, mori odată că mi-am consumat toate săgețile pe tine. Ia să-i dau și cu foc. O fi imun la săgeța al naiba. Bravo. Aveam ținta exact pe el și nu puteți zice că era vreo piatră sau ceva în fața mea. De ce nu l-am nimerit? Și ce? E timpul pentru ceva mult mai serios. Hai. Aici e o maimuță. Și chiar... Bă, măță, du-te și tu acolo. Că n-am ce să-i fac lui ăla. Tot dracu săgeți în cap de jumătate de oră. Poate... A, fix acum am reușit și eu. Și s-a dus măța. Unde-i mă ăla care m-a văzut? E timpul să coborăm. A, nu pe aici. A, hai că merge și așa. Ok. Am ratat spirul ăla, hai să-l luăm de pe jos. Nu-i frumos așa. Cine mai e pe aici? Mai trebuie să fie unul. Astea sunt rocile alea de care zice? Nu. Cu siguranță nu-i vorba de astea. Nu cred că mai e nimeni oricum în camp. Astea sunt, că e cu roșu, mereu e cu roșu, ce are legătură cu misiunile. Ce, am omorât doi cu un singur spear? Sau era unul? Nu, erau doi. Bă, ce tare. Asta aproape că au compensat cele 30 de săgeți pe care le-am tras în ăla și n-au făcut nimic. Aaa, domnul crocodil. Aproape că aș omorât maimuța aia, dar fiind prin apă, o să vină și crocodilul și chiar n-am chef de așa ceva. Unde o fi ultima piatră? Chiar nu o găsesc. Unde ești, mă, de mă vezi? Adică, cum vine asta? Eu nu te văd, dar tu mă vezi? Păi de-ai frumos așa? Cu aia din tavan ce-i? Am tras cu Oden. El și-a trecut prin corpul lui și a intrat în cap la tigru. Ah, gata, am văzut-o. E aici, în spate. Ok, acum hai să ne întoarcem la urchi.
și să vedem ce face cu aceste pietre. Eu chiar sunt curios dacă chiar îi va ieși planul sau se va întâmpla ceva amuzant ca și episodul trecut, încercând să să-și facă această armură din piatră. Mai avem 100 de pași, dar cu ajutorul acestui animal chiar mergem super repede. Câte skill point-uri avem? Avem doar unul, nu ne trebuie. Adică nu că nu ne trebuie, n-avem ce face cu el momentan. Am și eu vreun grappling point, am aici unul. Așa că o să coborâm și ne agățăm repede de el. Și aici. Ce coboară pe partea aia? Așa. Hai, repede. Și deja am ajuns de la casă. Ia să vedem. Ei, s-a vindecat rana deja, sau? Mamă, și-a făcut armură omul. E sigur? ok. Tu m-ai rugat, domnule. L-am omorât? L-am omorât cumva? Nu știu ce am făcut asta. Ok. Hai să plecăm de aici. Ok, următoarea chestie pe care ar trebui să o facem este aici la Jaima. Însă nu o vom face în acest episod. Cam asta a fost tot pentru acest episod, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe și până data viitoare eu am fost Lolbook și v-am salutat. Ciao!